Discutăm despre administrație locală cu domnul Virgil Chițac, candidatul PNL la primăria Constanța. Bună ziua și bine ați venit la interviurile Hot News. Salut, mâna, bine v-am găsit. Să începem cu digitalizarea administrației publice. Birocrația ne ocupă foarte mult timp, timp pe care nu-l mai putem recupera. Ce soluție aveți pentru a digitaliza și a automatiza unele interacțiuni cu cetățeanul? Cred că vorbiți de ultra-birocratizarea asta pe care o vedem în toate instituțiile publice. Acum, principiul meu este următorul. O birocrație minimală e sănătoasă și trebuie să existe. Însă nu o birocrație care se inhibă. Să știți că birocrația tot timpul își va da de lucru. Proiectul pe care l-am propus e un program de guvernare locală și care trebuie realizat pe termen scurt, în 3-6 luni maxim, se cheamă Primăria Online. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că procedurile de lucru din primărie vor fi regândite pentru a fi în marea lor majoritate electronice, disponibile preponderent online și după aceea la ghișeu. Deci cetățenii vor avea acces și la ghișeu, dar cei care sunt, nu-i așa, obișnuiți să folosească instrumentele astea moderne, cum sunt telefoanele mobile, vor putea să le acceseze online. De asemenea, vom gândi un soft prin care cetățenii vor fi niște avertizori și vor reclama la primărie anumite lucruri care, să spunem, că sunt neconforme în ceea ce privește serviciile publice ale primăriei. Fie că vorbim de transportul în comun sau de gropile de pe carosabil sau de defecțiunile de la radet sau alte tipuri de servicii. Deci ei se vor transforma în avertizori și vor putea reclama la primărie. Primăria va putea prin acest soft să repartizeze problemele cetățenilor către instituțiile din subordinea primăriei, care nu-i așa, trebuie să rezolve, și va urmări într-adevăr dacă lucrurile au fost rezolvate și dacă li s-a comunicat cetățenilor. Iar o a treia componentă pe care am gândit-o în programul care se cheamă Primăria Online ține de votul electronic. Adică eu îmi doresc ca în Constanța să apară ceea ce se cheamă bugetare participativă. Spre exemplu, orice cartier din Constanța, cetățenii de acolo pot să gândească proiecte care să poată fi bugetate de primărie în limita unei sume, mă rog, pe care și-o poate permite bugetul primăriei. Să spunem așa, cu titlul de exemplu, 200.000 de euro pe an. Asta ce înseamnă? Înseamnă că într-un cartier noi vom putea bugeta un proiect care să fie anual realizat în valoare de 200.000 de euro. Cetățenii pot să prezinte mai multe variante de proiecte, o comisie a primăriei le va evalua, le va selecta, iar aceste proiecte vor fi supuse votului cetățenilor. Unii pot să voteze online, alții, care nu se descurcă cu instrumentele astea moderne, ne vom duce noi acolo în zonă și vom culege voturile. În final, care proiect a ieșit câștigător și care are număr de voturi mai mare, va fi transformat într-un proiect tehnic de către aparatul tehnic al primării, va fi bugetat și realizat în anul următor. Deci cam acestea sunt componentele pe care le vizez eu în ceea ce înseamnă proiectul Primăria Online. Aveți în vedere micșorarea unor taxe? Pentru că am văzut în Constanța un fenomen foarte interesant. Taxele au crescut în ultimii ani, în schimb veniturile primăriei au scăzut. Conform unei statistici, în 2016 primăria Constanța se baza pe un venit de 815 milioane de lei, iar în 2019 acestea au scăzut la 640 de milioane. Aveți dreptate și eu vă dau scris că mi-am notat, vă spun, de exemplu, pentru un apartament de 50 de metri pătrați, două camere, locuit de 4 persoane, taxele au crescut de la 271 de lei în 2016 la 494 de lei în 2020, astăzi. Deci vorbim de o creștere de 85%. În aparență este un paradox, adică dumneavoastră spuneți așa: dom'le, dacă au crescut taxele, de ce s-a micșorat bugetul primăriei? Dacă ne uităm la bugetul de venituri, o să vedem că el este alimentat adevărat din aceste taxe. Dar mai există și componenta de salarii, pentru că
43% din impozitul pe salarii, cam ăsta este procentul și cred că nu greșesc, ale rezidenților, alimentează bugetul primăriei. Cu alte cuvinte, au crescut taxele și a crescut, să spunem, cantitatea de bani pe care o culegem din taxele de proprietate, însă a scăzut, pe de altă parte, partea colectată la buget din salarii. Asta de ce? Pentru că în Constanța salariile sunt mici, iar eu am prezentat în programul de guvernare locală faptul că la salariul mediu pe economie am ajuns pe locul 18. O rușine pentru constanțeni. Scăzând față de anul 2016 cu 8 locuri, deci suntem pe locul 18 sau 19 și eram pe locul 11, asta pe de o parte. Și pe de altă parte să știți că datele statistice ne arată că mulți tineri, în special zona între 25 și 40 de ani, au plecat din oraș. Și atunci înseamnă că partea de la bugetul de venituri, care înseamnă impozitul pe salarii, a scăzut și nu a putut fi contrabalansat de creșterea taxelor. Și ăsta este motivul pentru care bugetul de venituri este mai mic. Eu nu am în vedere să cresc taxele, însă bugetul are și partea de cheltuieri. Lăsăm veniturile la o parte, ne uităm și pe cheltuieli. Și dacă ne uităm pe cheltuieli, atunci trebuie să remarcăm că multe servicii publice, și am vorbit de salubritate, de curățenie stradală, de întreținerea spațiilor verzi, de dezinsecție, de deratizare și o mai fi și altele, sunt contracte foarte oneroase și eu îmi propun ca rapid, urgent, să intru într-un modul de negociere cu furnizorii acestor servicii, pentru că ele fiind contracte comerciale se pot renegocia oricând și le vom renegocia din două perspective. Din perspectiva asigurării calității acestor servicii, iar cetățenii reclamă că nu sunt la standardele de calitate necesare și de asemenea vom crea niște mecanisme ca prețurile să corespundă calității de așa manieră și să fie controlate de așa manieră încât raportul calitate-preț să fie optim. Deci nu am în vedere să cresc taxele, am în vedere să revitalizez economia, însă asta este o chestiune și o întreprindere pe termen mediu și lung, de așa manieră încât să facem investiții publice care să atragă investiții private, care să creeze locuri de muncă, care locuri de muncă să fie plătite cu salarii bune. Și atunci impozitul pe salarii, partea de impozit care ajunge la bugetul de venituri să fie mai mare, dar în același timp mă uit și la bugetul de cheltuieli și trebuie să cheltuim judicios și aș spune parcimonios bani. Urmează să reformați primăria din punct de vedere al numărului de angajați și ce mecanisme aveți pentru eliminarea corupției din aparatul primăriei? Domnișoară, eu nu propun acum să spun cuiva că o să dau oameni din primărie afară, pentru că lucrul ăsta se întâmplă în urma unui proces destul de complex. Nu știu dacă nu cumva va mai fi nevoie să angajăm, abar n-am. Cert este că lucrurile trebuie să meargă așa. Vom face o strategie de dezvoltare a orașului pe minim 10 ani de zile. Și vom gândi o organigramă, o diagramă structurală a primăriei care să corespundă strategiei de dezvoltare. Și fiecare compartiment va fi angajat cu numărul de lucrători care să corespundă acestei strategii, ținând cont că intrăm și în era digitală. Adică nu e așa, chestiunile astea, activitățile astea repetitive, cred că pot fi făcute acum de softuri inteligente. Am intrat în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială. Vrem să facem din Constanța un smart city. Prin urmare, va trebui în permanență să ajustăm numărul de angajați a primăriei cu tehnica de care dispunem și, bineînțeles, ea să corespundă strategiei de dezvoltare. Deci eu nu pot să vă spun dumneavoastră acum dacă vom da afară oameni sau vom angaja oameni. Asta este un proces mai amplu și rezultă în urma unor analize plecând de la strategia dezvoltării orașului. Vorbim despre corupție. Dom'le, nu legăm numărul de angajați de corupție pentru că eu cred că corupția nu este proporțională cu numărul de angajați. Există o singură metodă
de a lupta împotriva corupției. Transparența. Transparentizarea tuturor proceselor care se întâmplă în primărie. Iar despre primăria online am vorbit, da? De asemenea, spre exemplu, publicarea contractelor de achiziții pe care trebuie să le facă primăria înainte de a derula aceste proceduri, pentru ca toate firmele, inclusiv cele constanțene, că asta ne interesează în primul rând, să aibă la dispoziție timpul necesar pentru a-și prepara aceste licitații, este iar o dovadă de transparență și va elimina mecanismele corupției. Și nu în ultimul rând, mă gândesc la ceva ce în momentul de față, paradoxal am constatat, nu este implementat în primărie. Sistemul de management al calității după standardul ISO 9001:2008. Sistemul acesta de management al calității garantează faptul că toate procesele care se întâmplă într-o primărie, de la procese economice, procese de organizare, procese tehnice, sunt supuse unui proces de execuție, de monitorizare și de îmbunătățire continuă a calității. Deci toate lucrurile astea la un loc vor face ca primăria să fie mai transparentă și acolo unde este transparență maximă, posibilitatea de corupție este minimă.